Salutare! Astăzi am decis ca să mă duc la pescuit, la balta care mă duc totdeauna aici lângă mine. Plouaseră cam de vreo 3 zile. A fost tare mare surpriza când am ajuns pe baltă. Practic, balta era inundată. De obicei, unde puteam ca să stau jos să pescuiesc, era cu vreo 3-4 metri în față. Deci, cred că adâncimea apei e cel puțin cu 2 metri mai sus decât era. Deci, era. Temperatura era numai vreo 6-7 grade, era plăcut, nu bătea vântul, nimic. Toate pontoanele unde puteai ca să-ți pui cutia de pescuit ca să stai jos, toate erau inundate. Și de unde acum mai puteai să pescuiești numai practic de deasupra. Pescuiesc practic la plută, îi zice Wagler. Cred că am o plută în jur de vreo 15 cm, care este echilibrată cu plumb. Dar plumbul constă numai din 90% de ce ai nevoie. Și dedesubt pe fir mai adaug 2-3 plumbi mai micuți pentru control, ca să când s-a echilibrat, să se echilibreze tot chiar numai un pic mai este deasupra. Și atunci așa pescuiesc, e prins din cădere practic. Am lângă mine viermișori și cu praștia cam tot timpul, la câteva secunde tot dau 2-3 viermișori, 2-3 viermișori, iar arunc, iar monetez, iar arunc și atunci cum ajunge. Pentru că nu are greutate, pe de-a mil nu este greutate decât un plumb mic, el cade foarte lent, încetul. Și tu cum tot arunci viermișor înăuntru, atunci peștii începe ca să-i urmărească cum cad jos. Deci am pescuit cred că vreo 2-3 ore. Dar să fiu sincer, prima jumătate de oră n-am prins nimica. Tot am pescuit, tot am dat cu vieri, tot am nădit, nimica nu s-a întâmplat. Deci, o trebuit ca să nădesc cam o jumătate de oră tot timpul și să tot arunc și să trag afară până când am reușit să prind ceva. N-am prins cine știe ce, am prins câteva bucăți așa un pic mai măricele, dar nu foarte mari. E la sfârșitul lui noiembrie, apa e destul de rece, de acum cred că vin ploile tot timpul. După ce am făcut filmulețul ăsta, că am fost, cred că duminică am fost la pescuit, și după aia au mai plouat încă 3 zile în continuu. După 3 zile m-am dus să mă uit iară la baltă să văd cum arată, practic nici nu mai puteai ca să mergi în jurul bolții. Deci, în partea dreaptă a bolței este un parc care e un pic mai adânc. Tot era înfundat, era plin de apă, nu puteai să mergi nicăieri. Când am ajuns acolo, erau două mașini de pompieri, pompau apa de numai ca să nu intre la oameni în casă. Îs curios, o am să mai las câteva zile, poate o să mai scadă apa până atunci. Și am să încerc chiar să vedem dacă am să prind ceva mai măricel. Era numai, eram, cum am uitat în jurul lacului, erau numai trei, eram eu, un băiat aici pe dreapta, în dreapta mea, care pescuia la crapă, și să agațe, să prindă, cred că, trei bucăți. El pescuia la boilies și lângă el avea un sac din ăsta solubil, care pui pelete înăuntru și când arunci în apă se topește și atunci stă pe loc. Deci el a reușit ca să prindă cam 3 bucăți de crab. Eu nu m-am dus ca să prind crab, la ceva mai sportiv ca să am de lucru dacă mergi la, cum
cum pescuit e la crab, pot stai toată ziua până când ai o trăsătură și nu prea îmi place. Îmi place să am activitate. Deci, ce urmează să fac? O să mai fac un videoclip când începe să scadă apa. Să vedem atunci dacă o să am șanse mai multe. Pentru că anul trecut, cam în jurul acestei perioade, am fost la pescuit tot așa la pută, dar pescuiam cu pâine, de prindeam câte 5-6 crapi. Am să experimentez iar când scade apa, am să încerc chiar la pâine, să vedem dacă se întâmplă ceva sau nu.